Crescătorii de bovine ar putea primi în jur de 600 de lei pe cap de animal pentru 2012, dacă Ministerul Agriculturii se ține de cuvânt și acordă suma maximă promisă din bugetul național în acest an pentru plata națională directă complementară în sectorul zootehnic. Acești bani ar fi singura salvare a crescătorilor de vaci, în condițiile în care seceta a redus drastic producțiile de furaje și a crescut prețurile cerealelor, ne-a spus Claudiu Frânc, președintele Federației Crescătorilor de Bovine din România, prezent la târgul Agromalim de la Arad la începutul lunii septembrie. Din discuțiile care am avut în ultima perioadă și chiar de ieri cu directorul APIA București, am convenit că în perioada imediat următoare, când se întoarce domnul ministru acasă din vizitele de lucru care le are, ne vom întâlni pentru a stabili cuantumul CNDP-ului aferent anului 2012. Suma notificată deja cât la Bruxelles este de 219.800.000 de euro, ceea ce raportat la un efectiv care APIA are ca și cereri primite, nu am reușit să iau, în 31 s-a terminat campania de stabilire a numărului efectiv de animale solicitate în plată și eligibile. Undeva sunt în jur de 1.600.000 de capete pentru anul 2012 în plată, de la 1.446.000 anul trecut, ceea ce dacă raportăm la un curs de 4,5 lei pentru un euro, ar veni undeva în jur de 600 și ceva de lei pe cap de animal pentru aferent anul 2012. Fermierii ce pot să afle, pentru că vor avea posibilitatea, sperăm că până în data de 15 septembrie deja să scoatem HG-ul și să fie operaționale, pentru că convențiile cu băncile sunt semnate, ca ei să-și poată lua adeverințe undeva în cuantum de 80% din suma la care v-am spus. Diferența rămânând a se stabili final după stabilirea cursului de referință pentru plata subvențiilor pentru anul 2012, care este în ultima zi lucrătoare din luna septembrie. Sperăm că acest lucru este un ajutor foarte mare pentru fermieri, pentru că majoritatea sunt în finalul campaniilor de însilozări, trebuie să-și cumpere furajele și vreau să vă spun că este o situație foarte curioasă în acest an, pentru că toți fermierii sunt foarte sceptici dacă vor reuși să-și păstreze efectivele care le dețin în exploatații la această oră sau vor trebui să le diminueze în funcție de baza furajeră care vor reuși să o adune până la sfârșitul anului. Și bineînțeles, chiar și ieri când am participat la ziua porumbului în Călăraș, discutam foarte serios cu colegii, pentru că la un preț de 2 lei pe kilogramul de porum sau alte cereale care le dăm în hrana animalelor, chiar nu se merită. Și chiar avem discuții cu colegii noștri, fermieri, crescători de vaci, care spun următoarea chestiune. De ce să tai porumbul, să-l fac siloți sau să recoltez, să-l pun în stoc, când astăzi îmi vine în lan, la marginea lanului și îmi dă 1,50 lei sau 1,70 lei pe kilogramul de porumb. Și la ce preț să-mi vând eu laptele sau să mai stau să muncesc cu vaca, atunci mai bine tai vacile, îmi iau banii pe porumb și veniturile mi-s certe și sigure și nu mai mă chinuiesc. Deci aici va trebui să ne gândim foarte bine și noi ca și organizații și ca și fermieri și ar trebui să se gândească foarte serios și Ministerul Agriculturii, dacă avem nevoie de aceste ferme și de aceste exploatații agricole, să vedem cum le susținem ca să nu facă acest dezmăț și acest dezastru în populația de animale și în perioada imediat următoare. Pentru că traversăm un an extraordinar de dificil. Furajele de volum sunt în județe care nu au adunat nici 40% în balanța furajeră față de anii trecuți. Silozul este de foarte proastă calitate, pentru că sunt multe parcele de porumb care nu au decât celuloză. Boabe n-au fost în știuleț și ca atare calitatea lui va trebui completată din cereale. La prețul actual al cerealelor va fi chiar o mare problemă. Și atunci ne întrebăm foarte, foarte clar ce vom face în viitor apropiat. Nu cred că un fermier este nebun să țină animale și să se trezească că nu are ce da de mâncare în ianuarie-februarie. Crescătorii de vaci nu ar trebui să aștepte însă plata subvenției în acest an, afirmă președintele FCBR, dar speră că aceștia vor putea lua cât mai repede credite pe adeverință în contul banilor pe care îi au de primit de la stat. O mare problemă însă, susține Frânc, este comisionul de garantare de 3,8%, perceput la toate creditele pe adeverință acordate pentru producătorii agricoli. Plata directă a fermierilor, deci de către minister, în acest an pe CNDP, fără a-și angaja fermierii credite prin acest sistem de creditare prin APIA, nu vedem de unde.
bugetul este la nivelul la care este. Singura noastră șansă este a ne lua această posibilitate de a accesa creditele. Bineînțeles, discutând toate celelalte elemente, comisioane, garanții și tot ceea ce vine după, care, din câte m-am documentat până la această oră, va trebui foarte repede discutate și notificate la Bruxelles, pentru că am înțeles că sunt totuși cuantumuri semnate și acceptate în contractul de aderare. Și atunci va trebui să trecem pe partea ajutoarelor de stat notificate către Uniunea Europeană de reducere a acestor comisioane acordate pentru acordarea acestor moduri de acestor subvenții. Exact, comisionul de garantare. Da, exact. Pentru creditele pe adeverință. Pe adeverințe de 3,8% este o chestiune prevăzută în tratatul de aderare. Culmea, statul român putea să facă foarte bine notificare la Uniunea Europeană, prin care el, prin ajutor de stat, susține diferența până la un nivel acceptabil de 0,5-0,6%, cât ar fi normal, pentru că este bine, vine cu o garanție. Cu toate că, mai ales pentru partea de SAPS, de teren, această sumă este certă. Deci Uniunea Europeană nu a fost niciodată să nu-și plătească obligațiile față de statele membre și sunt sume sigure care vin. Deci nu există niciun risc. Bine că s-a spus problema că totuși mai sunt persoane care au supra-declarări. Dacă stăm și ne gândim băncile, acest grad de risc îl acoperă foarte bine din comisioanele care le percep ei. Nu e nicio problemă să nu ne facem gânduri că ar pierde o bancă dacă din sutele de mii de dosare de creditare, unul sau două ar deveni neeligibile până la o anumită dată când s-ar rezolva aceste contestații sau aceste probleme în cadrul absolut.